Prieteni de la 11, Elida, Toma și Andra Țurcanu. Bună! Bună! Bună ziua! Bine ați revenit pe la noi! Bine v-am găsit! Am oprit-o și pe Ioana aici alături de noi pentru că i-am promis că o să vadă niște lucruri foarte, foarte frumoase. Elida, foarte bine, foarte bine că ai rămas pentru că suntem în plin sezon al evenimentelor și vorbim în această perioadă foarte des de ținute elegante, ținute speciale. Astăzi noi vrem să vă inspirăm, să venim cu idei, să alături de Andra. Vorbim astăzi despre colecțiile ei cu design exclusivist care au făcut cumva în conjurul lumii pentru că au ajuns în Dubai, au ajuns în Australia, au ajuns în peste 20 de țări. Bravo! Și elementul central al acestor colecții este, de fapt, femeia, feminitatea, pentru că Andra mi-a mărturisit că punctul ei, să-i spunem, sursa ei de inspirație este femeia. Și chiar aș vrea să o întreb dacă în momentul când creezi ai o anumită tipologie de femeie sau vorbim de femei la modul general în colecțiile tale? Bun, depinde. Știi cum e? Noi ca și designeri suntem inspirați de la sezon la sezon de un alt lucru. Ca și punct de atracție al inspirației mele este într-adevăr femeia, surprinsă în diverse ipostaze. Însă cu siguranță de la colecție la colecție există câte un element diferit care mă atrage și care mă învăluie să creez și să lucrez la acea nouă colecție. După cum știi, noi avem promovate 3 linii vestimentare. Avem linia de evening wear, unde avem rochii spectaculoase de gală și de apariții de covor roșu sau de nunți. Avem linia bridal pentru mirese și avem linia ready to wear, unde sunt piese mai urbane, non-conformiste, pe care le putem purta atât ziua, dar și în cadrul unor evenimente de seară, cum ar fi cluburi, discoteci sau evenimente care să necesite o recuzită mai specială. Da, sunt lucruri astăzi deosebite, cele pe care le regăsim în colecția ta. Întotdeauna, dacă nu știi, ești în căutarea unui lucru care să fie mai prețios, mai așa, te gândești la colecțiile tale și sigur găsești ceva acolo, o piesă. Fie ea, că e jeans, nu știu, tot îi găsești 3 paiete, 7 cusături diferit de altele. Păi, până la urmă, cred că despre asta este vorba. Când vorbim de design și când vorbim de case de modă, vorbim practic de o diferențiere a pieselor vestimentare. Trebuie mereu să venim cu ceva nou, să avem un aport în lumea modei și să aducem lucruri exclusiviste. Și, după cum vă spuneam, există diverse tipologii de femei în baza cărora eu îmi primesc inspirația. Nu mă pun doar pe mine în lumina reflectoarelor, deși, într-adevăr, și gustul meu și stilul meu vestimentar poate fi adesea observat și capturat în colecțiile pe care le-ați tot văzut ale brandului nostru. Însă, Diana, cred că fiecare sau marea majoritate dintre femei se poate regăsi în cel puțin o piesă sau două vestimentară, astfel încât colecțiile noastre sunt de cele mai multe ori purtabile de către o gamă diversă și variată de femei. Și vedem astăzi, pentru că a adus Andra piese din fiecare dintre liniile pe care le-a menționat. Avem și din zona de mirese, și din zona de rochii de seară, dar și din zona de ready to wear. Și propun să le vedem. Curioasă sunt să văd ce ne-ați adus astăzi. De mireasă. Și începem cu miresică. Cu rochie albă. Albă, care poate fi o rochie de mireasă, dar poate fi purtată și la un alt eveniment. Exact. Nu? De exemplu, în cadrul botezurilor putem să mergem cu rochie albă. Nu este nevoie să avem o rochie de altă cromatică și nu este deloc interzis să purtăm alb. Alb? Spune-mi, te rog, e totul lucrat manual? Cu siguranță. Dacă observați detaliile, în special cele de pe spate, veți vedea o tipologie de franjuri realizați integral manual. Sunt mii, dacă nu zeci de mii de mărgele înșirate manual. Este o rochie, într-adevăr, care va stârni un rând de complimente
Și poate fi întâlnită și la evenimentele mondene, pentru că să nu uităm să spunem că tu colaborezi cu foarte multe vedete autohtone, cu blogeri cunoscuți, cu femei de succes pe care le îmbraci și se simt minunat în ținutele tale și chiar ai putea să numești pe câteva dintre ele, pentru că e interesant să se știe asta. Da, sunt, din punctul acesta de vedere, sunt foarte norocoasă, atât eu cât și echipa pe care o conducem. Să lucrăm îndeaproape cu multiple personalități și nume sonore din industria de la noi, fie că sunt ele vedete de TV sau cântărețe sau femei de succes, cum ai menționat și tu. Am lucrat chiar și cu Diana de o grămadă de ori și sunt tare mândră de acest lucru. Sacoul cred că a fost... Exact, asta am vrut să spun. Exact. Și da, lucrăm constant la evenimentele mondene cu o plajă destul de mare de vedete. Mă scuzați că vă întreb, e ceva pe sub sacoul ăla? Sau nu e? Spunem, nu spunem. Nu spunem. Văd o mică dantelă acolo sau ceva. Mă întreabă Ioana cum l-am purtat eu. L-am purtat peste o roche, dar cred că l-am ținut așa pe umeri. Parcă. Da. Exact. Piesele sunt foarte versatile, adică acel sacou poate fi combinat în mai multe tipologii și putem să avem diverse lucruri folosind o singură piesă, practic, și recombinând-o în mai multe tipuri. Aici avem o piesă din colecția Ready to Wear. Ea integrează foarte bine acest denim pe care îl accesorizează. Ne ducem în zona de urban style, ne ducem în zona de street style. De coolness, dar o zonă foarte cool. Mergi în zona de easy glamour, nu? Vrei să abordezi aici... Exact, cu siguranță mass marketul nu este zona în care noi mergem și atunci piesele urbane pe care noi le aducem în centrul atenției trebuie să ne poarte semnătura brandului. Cu siguranță geaca aceasta este chiar și este bestsellerul colecției Ready to Wear. Avem câteva sute de asemenea geci vândute worldwide, aparținând colecției Spring Summer 2018, adică acum, și suntem foarte fericiți că acest produs a fost aplaudat și foarte bine primit în foarte multe țări ale lumii. O salopetă atipică avem aici, cu aplicații de flori. O salopetă atipică. Dacă ne uităm, de exemplu, pe tendințele bridal pentru sezonul următor, adică pentru anul 2019, vom vedea că acest tip de siluetă, și anume... salopetele care nu sunt deloc cele cu care ne-am obișnuit până acum, sunt în lumina reflectoarelor și iată că ne apropiem și cum arătăm și noi în acest outfit, ne apropiem practic de tendințele anului următor. Îți place, Ioana? Vezi că la sfârșit trebuie să numești o piesă care ți-a plăcut cel mult. Așa facem de obicei, alegem. Doar una. Ori măcar două. Hai măcar două. Hai, fie două la tine, două. Apariții spectaculoase, așa le-aș numi eu, pentru că sunt... Exact, în colecțiile Andrei vorbim despre rochii bijuterie, pentru că așa putem numi această rochie. Și dacă ai amintit de bijuterie, Lida, te-aș întreba despre accesorizare. Eu, sincer, aș păstra această rochie exact așa cum este ea. Îmi plac foarte mult franjurii, însă nu aș mai pune nimic în plus. Nu știu, Andra, care este părerea ei. Și eu sunt de părere că de cele mai multe ori, în momentul în care purtăm o piesă statement, este de ajuns și trebuie până la urmă să avem un centru de atracție al outfitului, al fiecărui outfit în parte. Și într-adevăr și noi recomandăm, în momentul în care o femeie alege să poarte o rochie bijuterie, recomandarea noastră este ca restul accesorizării să fie una foarte simplă sau poate chiar deloc. Chiar deloc, da. Mm-hmm. Adică mai sigur așa. Da, mergem adică într-o zonă mai safe. Pot fi și construcții de accesorizare cu rochii din acestea bijuterie, dar cu siguranță atunci trebuie să vorbim de un bun gust foarte bine format și eventual chiar de sfatul și sugestiile unui stilist care știe el exact cum să combine acele piese, astfel încât să fie totuși o apariție în zona safe și curată și frumoasă și elegantă. Majoritatea rochilor au un croi perfect, au finisaje foarte, foarte bine realizate. Sunt pe linia corpului și aici vedem o trenă spectaculoasă. Da, este o trenă mai diferită în sensul că avem mai multe construcții și folosim mai multe tipuri de materiale. Este o trenă, în schimb, foarte ușor de purtat. Este o trenă chiar detașabilă. Deci, practic, cu acest outfit avem doi într-unul, adică o rochie. Și dacă
avem trena, exact, rămâne cu rochia sub linia corpului. Pe linia corpului. Pe linia corpului, exact. Nu? Uh-huh. Iar trena este foarte ușoară, ca și piesă vestimentară, este foarte ușor de purtat și cântărește și foarte puțin. Avem o structură realizată din mătase naturală și într-o bază de plasă pentru a da acel volum caracteristic trenelor. Eu am o curiozitate, Diana. Cum sunt adaptate aceste rochii pentru Dubai, pentru piața din Dubai? Pentru că țările arabe, clar, merg într-o altă zonă. Intervii pe culori, intervii pe lungimea rochiei. Cum se întâmplă? Fiecare zonă a lumii, practic, este caracterizată de un anumit tip de port vestimentar. Acum, dacă vorbim, de exemplu, că ai menționat țările din zona Golfului, cu siguranță, acolo vorbim de lungimile acestea pe care le vedem și aici, adică lungim până la în zona gleznei sau la nivelul solului, și de vorbim de mâneci, deseori se întâlnesc mânecile pentru că femeile de acolo din zona sunt obișnuite, da, să nu se descopere atât de mult. Însă nu este mandatory. Am fost prezentă la evenimente în acea zonă și am văzut cum femeile poartă chiar ochii scurte cu decolteuri bogate, adică nu este must ca rochia să, ca, nu știu, ca femeia să fie foarte acoperită. Acoperită. Foarte frumoase ținutele, foarte frumoase fetele. Ioana repede alege una, maxim două. Hai. Da, aplauzele sunt ale tuturor colegilor adunați aici. Puberule, te-aș întreba dacă vrei să alegi o rochie. Care are trenă și care trenă. Poate... Deci ultima apariție, da? Și... Gabriela, poți să faci un pas în fața? Așa. Da, absolut. Incredibil. Și faptul că este... Covoroș. Dar cum ați spus mai devreme, sunt rochii bijuterie. Mulțumesc. Și aceasta se poate purta și simplă. Și desigur, chiar dacă ați pomenit de nuntă, nu e cazul la mine, dar salopeta aceea e extraordinară. Andra, extraordinară și aceasta. Super. Acestea două. Florin, tu și puberul ce ați alege, dacă ar fi? La ce ai putea purta pantalonul la puberul? Te întreb așa doar în calitate de stilist. Nu știu, dar Gabriela... Luăm noi pauză de aici, le mulțumim. Elida Toma și Andra Turcanu, le mulțumim frumos.